Doamna doctor? Este vorba în această situație de ginecomastie. E o situație pentru cei mai mulți din tineri temporară, care vine la pachet cu vârsta, cu debutul pubertar, când se produc niște dezordini, furtuni hormonale și glanda mamară, când este expusă unor cantități prea mari de estrogen, hormon feminin, nu știe să facă decât să prolifereze și atunci apare ginecomastia. Repet, această situație este tranzitorie. De obicei se remite spontan după ieșirea din pubertate, însă există diferite grade de ginecomastie care au ca rezolvare diverse scheme medicamentoase atunci când ea nu se remite, ci este progresivă.